Povestire din folclorul turcesc. Of, animalele astea nu înțeleg nimic. Mulțumită ginerelui său, domnul Abdullah reuși să facă rost de câteva păsări. Pui, curci, gâște, niște găini și un cocoș. Pe lângă acestea, fiica sa îi făcu un cadou neașteptat, un sac de orez și unul de linte. Dorind ca soția sa să intre cât mai repede în posesia acestor bunătăți și deoarece el mai avea treburi de rezolvat în Sivri Hisar, domnul Abdullah hotărâ să-l trimită pe Nasratin înainte după ce îl dădăci și îl făcu să promită că nu se va abate din drum și că va avea grijă de toată încărcătura. Așezară totul pe spinarea măgarului, păsăretul într-o cușcă, apoi sacii dincolo. Du-le acasă pe toate, îl mai îndemnă odată tatăl pe fiul său și spune-i mamei că mă voi întoarce și eu spre seară sau mâine dimineață. Ia și amnarul ăsta, să-l dai domnului Hafiz, care m-a rugat să îl cumpăr. Nasratin plecă, împingând măgarul înaintea lui. După o vreme, îi se păru că bietele păsări închise în cușcă erau tare chinuite și se plictiseau cumplit. Inima îi se înmuie de milă, văzându-le cum băteau din aripi moleșite. Opri măgarul, deschise ușița cuștii și dădu drumul păsărilor care, imediat ce se văzură jos pe pământ, fugiră care încotro. Încurcat, Nasratin începu să strige: "Ei, ați luat-o greșit! Ăsta e drumul către sat!" Dar ele nu ascultau. Nasratin le fugări, dar nu putu prinde decât cocoșul. "Și se mai zice că tu ești bărbatul," îi reproșa acestuia. "N-ai fost în stare nici măcar să aduni găinile și să le arăți drumul." Și de furie îi suci gâtul. Apoi, necăjit, se întoarse în locul unde se afla măgarul. Observând că sacii, lipsiți de contragreutatea păsăretului din cușcă, își pierduseră echilibrul și atârnau pe o parte a măgarului, amenințând să cadă, umplu cușca cu iarbă și porni din nou la drum. La un moment dat, ca să mai înveselească monotonia drumului, începu să se joace cu amnarul. "Vreau să văd dacă poate să aprindă paiele." Și făcu precum spuse. Iarba îndesată în cușcă luă foc. O coloană de flăcări se înălță de pe spatele măgarului, care înspăimântat o luă la goană. Nasratin, în ciudat, îi strigă: "Dacă ai avea și tu puțină minte, te-ai oprit direct în baltă."